Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Calm Lands. Este luna noiembrie, la fel ca, de fapt, ca și în episodul trecut, sfârșit de an numărul 10, după cum se poate vedea acolo sus. Treaba este în felul următor. În episodul de astăzi trebuie să ne ocupăm de tot acest teren, de fapt acest câmp, că sunt mai multe terenuri, cu floarea soarelui. Da, avem aici floarea soarelui, toată această bucată. În momentul de față nu prea avem cu ce să o culegem și o să trebuiască să găsim o soluție. Treaba este în felul următor. Eu în momentul de față am un cap de tăiere de cât de vreo 12 metri parcă pentru floarea soarelui, dar are o viteză mai mare, merge cu 14 km pe oră la recoltat. Ar mai fi o soluție să luăm un cap de tăiere un pic mai mare, dar care va merge cu 10 km de cât. Ăsta este tot terenul. Deci asta este toată floarea soarelui. Avem aici dita mai câmp. Astea ar fi soluțiile. Asta ar fi o soluție. Altă soluție ar fi să cumpărăm o nouă combină. Nu știu dacă combina pe care o avem noi în momentul de față, adică acest 9870, duce acel cap de tăiere. Este vorba de acesta. Ia să-l și găsim. Uite, acesta, 18 metri, 10 km pe oră. Da? Nu știu dacă îl duce. Nu cred că îl va duce. Este totuși un pic cam mare, 1,9 tone. E cam greu, asta este chestia. Și nu cred că îl duce. Știu sigur că îl duce, în primul și în primul rând, Lexionul acesta. 780 de cai. Eu nu știu dacă John Deere-ul acesta duce, în mod normal ar trebui să îl poată duce, dar nu sunt chiar atât de sigur. Bun. Ținând cont că este luna noiembrie, în mod normal trebuie să vindem ouăle, fiindcă avem ceva de vândut. Am trecut la, nu mai suntem pe economie pe easy, suntem pe normal, de aceea sunt mai ieftine ouăle față de alte dăți. Hai să lăsăm aici momentan această remorcă. Hai să luăm camionul și să luăm remorca aceea, o remorca de încărcare practic, să vedem ce mai putem să mai vindem ca să facem rost de niște bani mai mulți. Să vedem exact cum facem cu combina. Este problemă, e problemă destul de mare. Nu prea vreau nici să pierd prea mult timp, nici cu combina, cu una alta. Dacă nu jucam pe Survival Challenge, era foarte simplu, mai cumpăram o combina și angajam un muncitor, dar dacă tot joc pe Survival Challenge, nu am voie să fac lucrul acesta. Da, nu îmi stă voie pe Survival Challenge să angajez muncitor. Trebuie să faci totul singur și încerc să respect pe cât posibil această regulă. Ok, hai să luăm ouăle în primul și în primul rând. Hai să luăm toate ouăle pe care le avem noi aici. Vedem exact ce mai putem să mai vindem. Și v-am zis, poate o să luăm cam tot, cred, cam tot ce avem. Mergem să le vindem, să vedem câți bani putem să strângem. Poate avem noroc. Nu cred, da, cine știe. Ouăle astea vor valora cam aproape vreo 50.000 de euro. Destul de puțin în condițiile date. Ok, hai să mai vedem ce mai avem pe aici prin depozit. Hrană pentru pop, salată. Hai să luăm toți paleții de salată. Vedem. V-am zis, pe cât posibil vindem tot ce ne permitem, avem nevoie de cât mai mulți bani. Poate reușim totuși să cumpărăm o nouă combină și să cumpărăm acel cap de tăiere mare. Dacă nu, ne chinuim cu ce avem. Bun, nu cred că are rost să ne mai chinuim să mai luăm altceva în remorcă, fiindcă este destul de plină. Ia să vedem ce mai avem pe aici prin depozit. Zahăr nu ne băgăm, brânză puțină, făină n-avem treabă, ciocolată, căpșuni, ouă. Hai să luăm și ouăle.
Hai să luăm și căpșunile. Nu putem pune una acolo, că avem un singur palete. Hai să luăm și căpșunile. Vai, tot ce putem să vindem. Dar să și putem urca, asta este problema. Că dacă nu pot să urc cu el, iar n-am nicio treabă. Mă zgârcesc în momentul de față, oricum o să frameze. O să frameze acum la marele greu, fiindcă este, uitați, e plină remorca. Și așa se întâmplă cu această remorca. Când e plină, scad FPS-urile. Bun! Hai să mergem să vindem. Hai să mergem să vindem toată această remorcă. Ia să vedem întâi și întâi unde vindem. La cooperativ avem preț mai bun la ouă. Ia să vedem la salată, dar cred că tot acolo. Cred că și la salată tot acolo avem prețul cel mai bun. Da. Bun, către cooperativ atunci. Bun. Haideți că am ajuns aproape. Aproape am ajuns la cooperativă. Mergem să vindem toate aceste produse, să vedem exact câți bani scoatem. Hai să încercăm, poate reușim să cumpărăm și să funcționeze. Asta este mai important. De cumpărat, cumpărăm capul acela de header-ul acela de floarea soare. Problema este că să și funcționeze cu combina noastră. Vai, nu este prea grosavă combina, asta este problema. Adică ca și cai putere. Mi-am făcut treaba cu ea. Hai, minții să spun că domne, n-a fost bună sau nu e bună. Nu, doamne ferește. Problema este să ducă acel header. Și nu știu dacă îl poate duce sau nu. Dar încercăm. Încercăm și vedem. Bun. Ia să vedem. Nici nu mai știu cât costa acel header de floarea soarelui. 187 de mii. Am înțeles. Deci ne mai trebuie niște bani. Știți ceva? Ia hai să încercăm noi cu... cu header-ul nostru. Na. Hai să încercăm noi cu header-ul nostru, că are totuși destul de multă lățime. Nu câștigăm prea mult, dacă stau bine și mă gândesc, că câștigăm la lățime, dar pierdem pe viteza de recoltare, ceea ce s-ar putea să fie mai important decât lățimea în sine. Așa că hai să mergem noi frumușel. Trebuie să nu mă uit și la animale. Momentan parcă le-aș mai lăsa un pic, nu le-aș pune mâncare. Dar hai că vedem. Hai să mergem la fermă mai întâi și întâi. Bun, aproape am ajuns. Hai să încercăm. Hai să încercăm cu combina, cu header-ul pe care îl avem. Că s-ar putea totuși să reușim să recoltăm. O să mai aici. Asta pentru orice eventualitate, totuși să avem niște bănuți. Dacă nu merge și vedem că nu reușim, atunci va fi altceva, avem totuși niște bani ca să putem să cumpărăm un alt header. Da, da, pentru început hai să încercăm să vedem cu header-ul nostru exact cum merge. Bun, hai să lăsăm aici un pic tractorul, pardon, camionul. Hai să luăm combina. Trebuie să demontăm acest header, să luăm pe celălalt. Ca să facem treaba asta, trebuie să facem noi câteva manevre. Să mai aici. Da, nu știu cum se va comporta. Da, vedem acum. Mai zic, mă gândesc că totuși câștigăm la viteză, fiindcă un
header normal ar culege cu, adică acela pe care vreau să-l cumpăr, ar culege cu 10 km pe oră, iar acesta culege cu 14. Da, asta înseamnă că la două drumuri și jumătate din acesta, ar fi cam pe acolo. Cam ăla ar fi. Înțelegeți? Deci, practic, economisim niște bănuți. Bun, header-ul avem, camionul avem, mod normal mi-ar fi trebuit remorca cu șnec, dar pe într-un moment, cred că vom descărca, să vedem, e posibil să aducem remorca cu șnec acolo pe teren. V-am zis, mă interesează în primul și în primul rând să culeg acest teren, restul mai vedem pe viitor ce mai facem și cu animalele mai lăsăm, n-ar trebui să fie asta o problemă. Că ouăle oricum trebuia să le vând, pe acolo la fel, același lucru. Bun, acestea fiind spuse, hai să ne punem pe treabă cât mai repede posibil să culegem acest teren. Uite, de preferabil să nu mai pățim chestii de genul și să meargă cât mai smooth posibil. Cât mai smooth posibil, da? Cât mai lin. Bun, hai să-i dăm bătaie cât de repede putem să recoltăm. Avem aici vreo 22 de hectare. Nu sunt multe. 22 de hectare nu sunt deloc. Nu. Bine, dacă fac eu ceva de genul, nu o să termin eu niciodată. Bun, hai să ne punem pe treabă și ne auzim la final sau un pic mai târziu. Hai să-i dăm bătaie. Ok, haideți că prima combină o avem plină. Vom lua noi pendul 930. Hai să luăm și remorca cu șnec, când ne vine mai ușor să manevrăm pe acolo, pe acel teren. Și mergem să încărcăm un remorca cu șnec. O să luăm pe bucăți, pe bucățile de... aici mai avem niște fertilizatori, hai să descărcăm. O să luăm pe bucățile de teren, fiindcă ne va veni mai ușor. Ne va veni mai ușor, că nu mai trebuie să mai alergăm tot terenul, da? O să luăm pe bucăți, pe parcele, practic. Aici aș fi avut eu nevoie de o greutate pe față. Da, luăm acum imediat, îi punem numai să descărcăm îngrășământul pe care îl mai avem aici. De aici. Vine mai ușor să intru cu remorca decât cu camionul, asta este chestia. Hai să lăsăm un pic aici remorca, hai să luăm o greutate pe care o luăm pe aceea mai mică, nu vreau să ia pe aceea mare, aceea de 2 tone jumate, cred, dacă țin eu bine minte. Nu o luăm pe aceea, că este prea grea. Stăm asta un pic la o parte, că... Ia. Asta are 2 tone jumate, asta are 3 tone jumate. Hai să o luăm pe aceasta. Sper că nu îngreunesc prea mult tractor. Și cu ocazia asta, dacă tot am vândut noi data trecută... Hai să strângem șnecul. Dacă tot am vândut noi mai devreme un pic ouăle și ce am mai avut acolo, salată și căpșuni, și avem bani, cred că ar fi cazul să și construim presă, o presă de ulei, ca să
mergem să descărcăm direct acolo, să-i dăm drumul. De, uite, trebuie să facem chestia asta. De aceea am spus că o să culegem pe parcele. Am intrat eu acum, am vrut să văd exact cam cum merge, dar nu vom recolta așa, vom recolta pe parcelele propuzise, încă îmi va veni mai ușor. O să-mi iau o grămadă de timp să culeg toată această floare a soarelui. Vedem, nu știu dacă vă las exact să vedeți chiar tot. Mă mai gândesc, dar ideea în sine este că am de lucru. Am de lucru că la 20 de hectare e treabă multă, tată, nu e de stat. Așa că încă acum descarc, luăm pe bucățele. Luăm pe bucățele că avem aici la teren de scoate perial. Iar în momentul în care se va umple această remorcă cu șnec, aducem camionul, o descărcăm. După aceea mergem să descărcăm la... Voi construi oricum. Voi construi presa, dar vă mai las un pic, nu vă arăt acum, nu o să construiesc acum, o mai las un pic și pe urmă, când, la următoarea pauză, când o să avem o remorcă plină de floarea soarelui, practic, atunci construim și fabrica, presa de ulei. Ok, haideți că... Ia să vedem. De la 73%, da, o să trebuiască să o descărcăm. Mai facem ceva ca să ne vină mai ușor la descărcat. O să aducem și camionul. Și unul într-un capăt, unul într-un capăt. Ajungem cu 1-2 rânduri. Descărcăm ca să pierdem cât mai puțin timp. Treaba este că acum ar trebui să construim fabrica, să construim presa de ulei și să-i dăm drumul până la urmă urmei, că nu are rost să pierdem timp. Așa că câștig și un pic de timp. Mergem noi frumușel pe modul de construcție și ne mutăm la zona noastră industrială. Și terenul 39 este al nostru. Ok. Intrăm pe producție, fabrici și ia să vedem ce avem noi aici. Nu mai vreau să fac modul acela,
vroiam să fac mod original din joc, practic presa de ulei. Adică aceasta. Ah, ok, deci asta extended ne mai dă încă ceva, mai putem să mai facem ulei din încă ceva. Deci aici avem rapiță, floarea soarelui și măsline. Și aici avem și din porumb și soia. Ma, interesant. Bun, hai să facem pasta. Hai să intrăm un pic pe amenajare, intrăm pe nivelare. Și nivelăm un pic terenul acesta. Vreau să fac pe partea aceasta numai. Să avem și pe o parte și pe cealaltă. Da, acolo mai rezolvăm noi, nu e asta o problemă. Am zis, dacă tot e terenul nostru, hai să facem așa. Deci fabrici din nou. Unde ești tu? Unde ești tu? Unde ai plecat? Uite asta. Și dacă... Cum să o punem noi ca să... Ia, indiferent. Ideea în sine. Uite, o punem așa. Sau o punem așa. Sau o punem așa. Punem așa. Hai să o punem, uite, aici așa. Deci o punem așa, o să vedeți voi imediat. Ok, hai să intrăm pe amenajare, vopsire. Hai să punem un pic de... Ce îi punem? Îi punem pietriș, nu avem asfalt pe aici. Punem un pic de pietriș și am făcut așa, fiindcă intru pe o parte și ies pe cealaltă. Da, asta este scopul pentru care am construit-o așa. Vom face și un gard, dar nu acum, că acum suntem pe grabă, ați văzut, da? Suntem pe grabă că avem de recoltat o grămadă. Ia uitați. Ăsta a fost scopul, să putem să ieșim pe partea aceasta. Da? Bun. Hai să mergem să descărcăm, dacă tot avem o remorcă plină. Bani, o să aducem și cealaltă remorcă, adică camionul. Și unul lăsăm pe într-o parte, pe cealaltă în partea cealaltă. Are să umple primul, mergem, descărcăm. Asta ca să mai câștigăm un pic de timp, că este deja destul de târziu. Dacă mai întrântește și vreo ploaie acum, m-a rezolvat. Mai avem autascât. Am cules o foarte mică parte din dita mai câmpul. De aceea spun că sunt pe grabă în momentul de față. Ok. Și ăsta a fost scopul pentru care am făcut așa. Intrăm pe o parte, ieșim pe cealaltă. Bun. Hai să și descărcăm. Ivan, pe aceasta o să lăsăm aici, pe cealaltă o ducem în partea cealaltă. Sper să producă bine, sper să nu mai se grăbească la produs. Ulei de floarea soarelui. Din două de floarea soarelui ne este una de ulei. Hai să-i dăm drumul, că n-are rost să ținem fără să producă. Chiar mă așteptăm. Noi ne continuăm practic culesul. Deci o să trebuiască să mai modificăm un pic. Pe care ducem tractorul în partea cealaltă, cred că ar fi mai bine, așa că e mai adecvat pentru teren mai accidentat. Le aducem aici camion când... uite, o să-l aducem chiar acum, să-l avem aici parcat. Bun, hai să descărcăm, mai avem ceva în combină, din câte știu eu, cred că ne-a mai rămas ceva și descărcăm și pe aceea. Da, hai că-l terminăm astăzi. Îl terminăm sigur, sigur îl terminăm astăzi, decât că, vai, suntem acolo la limită. Suntem la limită și o să ne dea mai mare bătaie de cap. Faptul că nu este un teren, este neregulată forma. Bine, adevărat că și eu l-am vrut să fie așa, să fie un pic mai interesant. Și să păstreze un pic linia drumului, practic. Uite, pe ăsta lăsăm aici. Da. Ok.
Hai să-i dăm bătaie, să ne continuăm recoltat. Ok, hai să descărcăm. Mergem pe urmă cu bucata asta de floarea sărului care ne-a rămas aici. Mergem, descărcăm și în partea cealaltă. Oricum, acum o să mă duc să descarc remorca la fabrică. Da, mergem să o descărcăm, că oricum este plină, nu mai putem să mai descărcăm în ea. Da, așa că hai să descărcăm. Cât avem? 43.000 ori 2, înseamnă 86.000 de litri în momentul de față. Mergem să ducem la presă. Asta înseamnă 43.000 de litri de ulei. Cam cât să mai vinde uleiul de floarea soarelui, de curiozitate. Hai să vedem floarea soarelui. Nu. Unde ești tu, ulei? Prețul cel mai mare, 6.000 de euro. 240.000 până acum. Din ce mai avem aici, să zic că mai scoatem încă vreo 3. Undeva la vreo 600.000 de euro, cred că... cred că ieșim, practic. Dacă vindem la prețul cel mai bun, bineînțeles. Dacă vindem la prețul cel mai bun, cred că undeva pe la 600.000 de euro. Asta înseamnă că facem upgrade la combină, probabil. Da, vedem, oricum. Pentru moment avem treabă de făcut. Vedem mai târziu exact ce și cum. Da, pentru moment hai să terminăm aici. O să trebuiască să fac ceva și cu terenurile acestea. Deci, uite, deja avem primul palet. O să trebuiască să fac ceva și cu terenurile de aici. Avem terenurile acestea. Da, să vedem cât de mult voi construi. Și cred că o să pun eu niște iarbă.
avem terenul neocupat, terenul 40 și 38, aș vrea să-l cumpăr 25 și să facem aici iarbă ca să facem fabrica de mâncare pentru văcuțe aici, să nu mai trebuiască să schimbăm de colo-colo. Ar fi și asta o variantă, da, vedem oricum, pe viitor mai avem până acolo. Momentan terminăm aici de recoltat la floarea sale. Eu zic că terminăm, ținând cont că este ora 2. Asta a fost bucata de pământ, de teren cea mai mare, cea mai lungă, ca și lungime. Eu zic că terminăm până vine întunericul, mai mult ca sigur. Eu așa zic. Acum să vedem dacă am și dreptate, dacă nimeresc practic, nu dacă am dreptate, dacă nimeresc, că acum e pur și simplu nimereală. Da, și vom băga la presă pe urmă și la anul de-abia. Vedem cam cât durează până când prelucrează toată această floarea sale. Dar la anul vom băga și rapița la presă. Mai facem și mai mulți bani, mai facem de acolo încă un tip de ulei. Și avem și porumb. Văd că acceptă și porumb. De curiozitate vom băga la ulei și porumb. Soia. Mi se pare că nu avem pentru momentan, ne uităm. Îi dăm să producă cât mai mult, asta este chestia. Și oricum o să mai trebuiască niște bani să mai fac o fabrică. Vreau să fac un abator, fiindcă o să avem animale, adică purcei în principal. Și ar vrea să mai scoatem niște bani și de acolo. Ia să vedem, avem și soia, sticle de zahăr avem, porumb mai avem, măsline mai avem și trebuie să aducem și de acolo. Rapiță foarte puțin. Da. Ups. Așa că am plecat pe arătură. Bun, hai, terminăm aici. Și pe urmă ne apucăm și de partea cealaltă de teren. Eu zic că reușim să îl recoltăm până vine întuneric, cu ceea ce asta mă interesează în principal. Dar vedem. Hai să-i dăm bătaie. Uite, terminăm repede aici. Pe urmă mergem și ne apucăm. Vreau să-i dau conturul. Bucata aceasta mă deranjează pe mine. Cred că o să facem felul următor. Cred că o să îndreptăm un pic. De aici. Mergem noi aici frumușel și îndreptăm nițel partea asta. Că mă deranjează la recoltat acum, ca să nu mai trebuiască să fac 15.000 de drumuri și 15.000 de întoarceri. Îndreptăm aici. Da. Hai să vedem. Asta este. Ridicăm un pic capul de teren să mai fie chiar atât de jos. Header. Nu știu de ce mereu spun. Așa. Da, ridicăm un pic header-ul ca să nu mai lovească chiar atât de mult de pământ. Acum l-am ridicat prea mult. Uite, vedeți. Gata. Așa lăsăm. Hai să îndreptăm aici terenul ăsta, să-mi vină mai ușor la recoltat. Eu zic că îl rezolvăm repede și pe acesta. În mod normal ar trebui să-i dau pe latura cea mai lungă, adică ar fi așa, decât că are un pic de urcat, ceea ce mă va incomoda din țel. În ideea că o să-i vină un pic mai greu combinei să urce, să urce panta, da? Vedem. Hai să-i dăm bătaie, v-am zis. Facem aici și îndreptăm bucata asta de teren. Urmă ne hotărâm exact în ce parte o luăm. Hai să-i dăm bătaie. To see, honey, I'm a perfect 10.
Și gata, în sfârșit am terminat de recoltat 22, cred, de hectare, cred că avem aici, de floarea soară. În sfârșit, după atât de multă muncă, destul de greu, sincer să vă spun, destul de greu, mai ales din pricina faptului că foarte, foarte mari terenurile. Hai să lăsăm la descărcat, hai să luăm... Uite, mai avem și aici. Mergem să-l ducem. Mergem să ducem floarea soarele la presă, că oricum n-are rost. Nu pot să o descarc nici în remorca cealaltă. Deci mergem să o ducem direct. Trebuie să aruncăm o privire la animale, să vedem exact cum stau în principal la văcuțe. Acolo e problema, la văcuțe, la mâncare. Fiindcă bănuiesc că au rămas fără mâncare. Totuși n-ar vrea să le țin până dimineață, așa că mai mult ca sigur le vom face acum un pic de mâncare să aibă până mâine dimineață și pe urmă mai continuăm. Că mai avem ceva de făcut episodul ăsta, nu l-am făcut doar pentru recoltat. Da, mai avem câte ceva de făcut. Și în principal mai trebuie să mai facem niște bani. Deja vine luna decembrie, din câte știu eu, în decembrie ar trebui să vindem pâine. Asta dacă nu cumva înșel eu. Ok, hai să descărcăm o dată această remorcă. O lăsăm la descărcat, da? Avem noi posibilitatea aceasta să o lăsăm la descărcat. Hai să zicem combina la... Dai că în partea asta nu mai știu cum sunt. Hai să zicem combina la fermă. Pe urmă o să luăm și cealaltă remorcă, să o ducem și pe aceea. Și pe urmă v-am zis, facem un pic de mâncare pentru văcuțe, ca să avem ce să mănânce până dimineață. Și de-abia dimineață ne mai continuăm un pic treaba, oricum, pe anul ăsta se fini. Gata, am terminat și cu al 10-lea an, intrăm în al 11-lea, o să intrăm, bine, nu în episodul următor, ci în celălalt. De fapt, în episodul următor vom intra în al 11-lea. Trebuia să ne ocupăm un pic și de serele noastre, mai mult ca sigur și acolo sunt pline, da. M-a prins un pic greșit, pe picior greșit recoltatul ăsta de floarea soarelui, dar n-am avut încotro. Ok, uite. Hai să oprim combina. Ne teleportăm noi așa cu mușel. Uite aici. Care e problema? De ce descarcă atât de greu? Cred că este plină fabrica noastră. Ia să vedeți voi dacă nu este plină de floarea soarelui. Exact, asta este problema. 200.000 de litri de floarea soarelui, cu ce am mai folosit, cu ce cu ce mai avem în remorcă. Da, hai să ducem la ducem restul de floarea soarelui la siloz. Asta este, nu e nicio problemă. Ia de curiozitate să vedem, să descărcăm în cealaltă remorcă, să vedem exact cam cât avem. Hai, oricum am mai folosit din ea. Da, hai să vedem cât ne mai rămâne. 200.000, punem așa, cu cât mai avem în remorca aceea și cu cât mai avem și aici un 3200 de litri. Ia să vedem cât ar fi cu tot. Mă bucur totuși, cu toate că am recoltat pe timp de noapte, mă bucur totuși că am reușit să termin acest câmp. Tare mi-era frică că nu voi apuca să îl termin până la miezul nopții. Asta era o problemă. Dar uite că am reușit, ceea ce a fost super, super bine. Hai să parcăm și remorca aceasta și tractorul. Uite, le băgăm pe aici. Le vom mai aranja mâine, nu e asta o problemă. Dar pe mine mă interesează momentan să terminăm aici cu floarea soarelui.
încă 31.000. Da, cu ce am mai prelucrat, să zicem undeva la vreo 240.000 de litri de floarea salului. Și asta în condițiile în care nu am avut productivitate 100%. Bun, e foarte, foarte bine. Anul viitor nu mai punem floarea salului, încercăm, vedem ce punem. Cred că o să punem niște soia. Vedem. Mai gândesc exact. Deocamdată v-am zis, hai să vedem cum stăm la văcuțe ca acolo. Ca sigur va fi problemă și cred că va fi problemă și la sere, cred eu că sunt pline. Hai să aruncăm o privire așa de ansamblu până descarcă el. Miere, avem prea multă miere. Căpșuni, salată, măsline, deocamdată mai avem loc, aici nu-i probleme. Maple syrup e bine, la semințe momentan nu avem ors, e oprit, ok, aici nu mai avem, mai avem ofăs, ok, e dat drumul și pe ofăs, pâine, da, aici e ok, dar mai ne trebuie niște lapte, bun, hai să vedem și la animale, aici sunt principal, aici, vedeți, deja a rămas fără mâncare. Sunt deja fără mâncare păpuțele noastre. Hai să parcăm, uite aici, remorca noastră de cereale. Hai să luăm remorca aceea pentru paleți. Să încărcăm toată mierea, ca să nu mai avem unde să depozităm, să mergem să luăm toată salata, toate căpșunile. Că pierdem. Bun. Ia să vedem. Europaleți, ok. Hai să încărcăm întâi mierea. Cât avem? Oh, mai avem de încărcat o grămadă. Da bine, nu cred că o să încarc chiar pe toată. Important, mă interesează în principal să mai eliberez din ea. Uite că merge până la urmă. O băgăm la depozit. O băgăm la depozit, că oricum nu mergem acum să vindem mierea. O vindem undeva mai târziu, asta e chestia. Da, în momentul de față, ăsta e 34.800. Ia să vedem când vindem miere. Când ar trebui noi să vindem miere? În februarie. Deci băgăm la depozit 34.800 de litri de miere. O grămadă, efectiv o grămadă. Pe urmă mergem să luăm, v-am zis, trebuie să mergem să luăm și salata, salata și căpșunile. Pe urmă mergem să facem și mâncare pentru văcuțe, că au stat cam mult timp fără mâncare. Asta e problema la văcuțe, asta mă deranjează cel mai mult. Da, o rezolvăm noi într-un fel sau altul. Mi-a mai rămas un litru de miere, pe bune. Hai iar și pune. Unde e litru acela? Nu mai este. Bun, hai să luăm și salata și căpșunile, să știm că am eliberat aici ou și avem și măsline. Hai să luăm întâi salata. Da. Hai să luăm și căpșunile acum. Am luat și câțiva paleți de măsline. Hai să-i luăm pe ceilalți până la urmă, nu știm o treabă. Ok. Da, siropul de arțar momentan nu ne băgăm, mai lăsăm un pic să se mai strângă, că nu mă deranjează. Bun, hai să luăm și restul de măsline. Deja vedeți, ia sunt câte măsline, 15.000 de litri. După acestea o să trebuiască să le ducem la fabrică, la presă, să transformăm în ulei și pe ele. Da, asta putem să le ducem și mâine, mai ducem și ce mai avem pe acolo de una alta. Bun, cât descarcă
Ei, a, uite că bagă și măsinele mai nou. Nu știam. Cât se descarcă remorca noastră, este timpul să facem niște mâncare pentru văcuțe. Așa că luăm noi frumușel mașința noastră și o să facem modul industrial. În primul și în primul rând, mai aveam nevoie de ceva. Ok, hai să facem așa. Hai să luăm întâi niște fân. O umplem cu fân, o descărcăm la silos. Și de-abia ne punem, abia apoi ne punem pe făcut de mâncare. Ok. Ce vreau eu să văd, în primul și primul, până ni se umple nouă remorca, n-are rost să pierdem timpul. Deci, în decembrie pâine, n-am uitat, în ianuarie ar fi tortul, ia să vedem cât avem, 6264, 7000, deci la torturi mai așteptăm. Dar pâinea în decembrie merge să o vindem. Mai e ceva în decembrie, nu, în decembrie nu prea ar fi. Ce mai avem noi pe aici, oricum nu mai contează nimic. Ei, da. Bun, hai că avem uite o remorcă de fân. Hai să o descărcăm. Facem niște mâncare pentru să facem modul industrial și pe urmă o să luăm o remorcă din aceea mare și vom descărca cu ea. Fiindcă o să ne trebuiască și mâine dimineață. Dar mâine, cum vreți să spuneți. Până facem noi fabrica de mâncare mai durează. Mai avem încă o... Am mai avea încă o opțiune la fabrica de mâncare, dar eu aș fi vrut ceva mai mare. De aceea mai era o opțiune cu ceva mai micuț un pic. Bun, hai să facem în felul următor. Punem nutreți, punem la 24%. Ok, punem fân până la 70. Nu? Așa puneam de obicei. Ok, restul punem pai. Ia să vedem, să nu stricăm rețeta. La fix, da, este bine. Hai să descărcăm. Bani, facem la modul industrial. Facem vreo 2-3 remorcuțe din acestea. Aducem remorca mare, le luăm pe toate 3. Și aia nu mai are rost să ne mai complicăm, că ne complicăm degeaba. Bun, din nou. Ups, nu. My mistake, sorry. Am zis că este nutreț. Nutreț 23-24%, am pus chiar 25%, punem fân până la 70%. Ok, restul punem pai. Și avem 48.000 de litri de rație mixtă. Ok, ce mai putem să mai facem? Hai să luăm noi, iau tractorul acesta. O să las aici remorca. Mai avem de vândut o grămadă de lucruri de aici, pe care le vom vinde, dar nu acum. O să le vindem, cred că, luna cealaltă. Hai să luăm remorca aceasta, vină cu grâu. A, chiar porumb, scuze. Și mergem să o descărcăm la silos. O să ne trebuiască ea pentru mâncare. Încerc să le fac din seara asta mâncare la văcuțe, să nu stea și mai mult fără mâncare, ca să își revină până mâine dimineață, fiindcă trebuie să le și mulțim pe urmă. Ok, hai să, poate să oprește și el. Mutăm un pic. Așa. Să mutăm pe acesta. Face tot felul de schimbări. Bine, adevărat că eu puteam să fac treaba asta de mai de mult timp, dar am tot lăsat tot un episod pe altul cu mâncarea la făcuțe, dar așa trebuia să procedez eu mai demult. Trebuia să fac o dată multă, băgam în siloz și pe urmă de cât le duceam lor cât aveam nevoie. Ar mai fi o chestie și vreau să încerc să vedem dacă putem să le mărim capacitatea la rație mixtă. Da. Bun, fân. Hai să umplem cu fân. Umplem remorca. Restul animalelor, aici e ok, n-ar trebui să fie probleme, la găini la fel, la purcei la fel, momentan nu-i de puteam să le mai punem niște porumb acum, dar asta este.
Aici ne trebuie neapărat. Și aici avem la fel foarte mult lapte de oiță. Foarte mult lapte de oiță și o să trebuiască să îl ducem la fabrica noastră de făcut brânză de oaie, adică aici. Și pe aceasta o să trebuiască să mergem să o luăm de acolo, că avem cam mult. Da, adevărul este că dacă ne-am ocupat atât de mult de floarea soarelui, s-au cam strâns toate. Asta este chestia, nu mă deranjează, din contră v-am zis că oricum voi avea nevoie de cât mai mulți bani posibil și cât mai repede. Vreau ca să mai fac încă câteva modificări în ferm. Bun. Hai să vedem ceva. Pe el aici descarcă, n-avem treabă. Ia, hai să mai facem noi. Ups, sorry. Hai să mai punem niște nutreți. La fel până la 23-25. Acum avem și fân. Până la 70. Și acum putem să punem și paie până la 100%. Ok, descărcăm. Cât avem? 3, nu? Asta înseamnă 72.000 de litri de mâncare de rație mixtă. Ar trebui să le ajungă până mâine și mai le facem mâine. Hai să încărcăm rația mixtă. Mergem aici frumușel, parcăm tractorul. Să oprim și luminile, de altă dată ne trezim fără baterie mâine. Și o să fie o durere mare ca să-l pornim. Și acum putem să încărcăm rația mixtă. Să o și găsim întâi. Durează înțel până o găsim. Uite-o pe 71.999 de litri. 72.000 de litri. Bun. Până se umple remorca. Ia să mă lase H. Avem ceva interesant. Uite, avem o mașină de făcut rație mixtă, 22 de metri cub. Mai ar fi o posibilitate să luăm o mașină de amestecat. Mai mult gândisem și la treaba asta. Avem aici o mașină mare. Aceasta, 45 de metri cub și făceam de câteva ori. Dar pe de altă parte mai repede îmi convine cu fabrica. Că la cât e de scump, 100 și ceva de mii remorca aia, mai bine fac o fabrică. Produce în continuu decât să-i duc material. Nu? Eu așa zic că e mai bine. Hai să mergem să descărcăm și rația asta mixtă. Și lăsăm aici, fiindcă mâine vom avea nevoie din nou să le mai dăm să mai mănânce. Mai avem ceva de făcut acum, parcă mai... mai aveam ceva. Hai să luăm noi camionul acesta. Hai să luăm laptele de oiță și să-l ducem la fabrică și de acolo o să trebuiască să aducem brânza. Ups, da, trebuia să o iau invers. E cam întuneric, prea mai văd exact unde sunt. E aici este treaba. Hai să încărcăm tot acest lapte. Mai am eu aici niște, mi arată niște căpșuri. Trebuia să cosim și iarba aia. Asta e, rămâne necosită. Nu știu dacă mai reușim să mai cosim ceva, dar oricum mai avem niște iarbă aici pe teren. Cred că o să transformăm în fân, probabil. Bun. Hai să mergem. Nu cred că intră la depozit. Ia să vedem. Intră la depozit? Ne bagă în depozit laptele ăsta? Nu, laptele nu. Dar căpșunile da. Pe dele vreau să scap.
Ok. Și acum hai să mergem să ducem laptele la fabrica noastră de brânză de oițe. Și o să așteptăm acolo, acolo să las camionul, că oricum o să ne trebuiască mâine dimineață, în decembrie practic, ca să mergem să vindem pâine pentru bani. Atunci cam terminăm practic și noi, să vedem câți bani mai strângem. Mai ales trebuie să facem niște modificări pentru anul următor. Cam cald la noi aici, în luna noiembrie, 20 de grade la ora 20:18 seara. Nu știu ce climă e aici, nu-mi dau seama cum, cum ninge. Poate așa că nu mai știu pe unde e intrarea. Când am mai fost pe aici, nu mai știu pe unde e intrarea. Uite, pe aici trebuie să fie. Aici trebuie să fie fabrica de lactate. Aia simplă. Aici ar trebui să fie cea pentru oițe. Bun. Haide, mai ai. Scarcă-l și părăsă. Așa, ăla-i. Hai să încărcăm și brânza aceasta ca să facem loc. Mai producă. Cât avem? 6.000. Vreo 3.000, cam 10.000 produce. Ok. Bun. 9.000 am produs până acum, nu e nicio problemă. Decât că le vom descărca, uite, aici. N-am ce să-i fac, asta este. Văd că se produce și uleiul nostru. E bine. Este foarte, foarte bine. Hai să mergem să luăm pâinea. Singura problemă este că va fi și pâinea și tortul la un loc, decât că le luăm pe urmă. Mergem, le ducem la depozit și le sortăm în depozit. Aici avem făina. Ok, și mâncarea pentru porcei. Mai avem și pe acolo niște tărți. Bun. Ia, hai să luăm noi tot ce putem. Cam puțină pâine. Cam puțină pâine, mi se pare mie. Ok, nu e problem. Uite ce de făină avem. Bun, mai tragem un pui de somn. Ne trezim pe urmă în decembrie. Ne teleportăm, n-am ce să fac. Asta este, mai economisim un pic de timp din episod. Hai să tragem un pui de somn și vedem a doua zi. Neata. Am costuri cam mari de întreținere la fermă. Hai, las-mă în celul Siseli, văd că e cerere mare la cooperativă. De ce o fi cerere mare la cooperativă? Nici eu nu știu. Ia, hai să vedem așa. Bun, deci trebuie să mergem să vindem pâinea, tortul, merge vândut și luna asta și luna viitoare. Brânza, ianuarie. Deci tortul și cu brânza în ianuarie, mierea în februarie, ar fi nu știu la ce e cerere mare la cooperativă, nu pot să-mi dau seama. În ianuarie și... bun, hai să facem în felul următor. 8.000 de litri de pâine. Nu e cine știe ce. Uite, în ianuarie ar fi și mai, și mai bine. Hai să luăm și mâncarea de porcei. Mai luăm ce mai avem pe aici până la urmă. Ia să ne mai de ceva. Foarte multă mâncare de purcei. Nu-i problemă. Am aici tărâțe. Aibă ce să mănânce. Ok. Hai să luăm și brânza. O, sau mai lăsăm pe aici.
pentru luna, până luna următoare. Hai să vedem. Are unde să, are unde să o depozitez. Bun. Da, mă duc acum, nu știu ce să zic și cu brânza. Cu, pardon, cu pâinea. Nu este foarte multă pâine, mă așteptam să producă mai multă. Oho, uite ce de ulei producem aici. Hai să luăm și ducem la depozit, dacă tot... dacă tot am produs. Da, totuși ar fi un timp bun și pentru arata, mai putea să mai arăm. N-aș vrea, dar hai să vedem dacă e vreun teren care trebuie neapărat arat. Dacă nu trebuie neapărat arat, aș vrea să fac altceva pentru anul următor. Dar ne uităm imediat când ajungem la depozit să descărcăm toate aceste lucruri. Vedem atunci dacă e ceva de arat. Trebuie să mai le punem niște mâncare la văcuțe ca să nu moară de foame până în ianuarie. În ianuarie o să avem mai multe de făcut. Cred că sărim până la urmă una și intrăm în noul an și mai vindem atunci ce mai e de vândut. Cred că ar fi cel mai bine. A, încă ceva mai avem de făcut. Mai facem ceva, acum mi-am adus aminte. Ok, hai să descărcăm acum aici tot ce avem. Bun, hai să luăm măslinele. Le băgăm și pe acestea la... După și mergem să le ducem la presă, să-i băgăm la presă și măslinele, că vom avea nevoie de bani, cât mai mulți bani. Uite, mai avem și niște salată pe aici, dar bine, mai poate să mai producă până luna următoare. Ia, hai să-l luăm și pe acesta. Pe căpșunile și salata. Ok, hai că e bine. Da, hai să facem în felul următor. Mergem în primul și în primul rând să descărcăm tot ce mai avem aici. După urmă mergem să scoatem măslinele și pâine. Mergem, nu ducem măslinele la presă, mergem, vindem pâinea. Așteptăm pe urmă luna următoare. Ok, e bine așa. Și așa e, de ce mai sunt mare lucru, nu prea avem ce să facem, numai decât vindem ce mai am produs anul acesta. Bun, hai să vedem la animale. Mă interesează la făcuțe. Uite, e bine, este bine. Luna următoare s-a oprit din reprodus, dacă... Da, luna următoare, ok. Deci în ianuarie o să avem mai multă treabă. Hai să scoatem. Am zis că scoatem pâinea, măslinele odată, toți paleții. Și scoatem și pâinea, toți paleții. Ok. Hai să încărcăm. Ia să vedem ce avem. Ok, suntem bine. Suntem bine, bine. Mergem să ducem măslinele. Și ia să vedem la pâine ce preț avem la pâine în momentul de față. 3200 la wholesale market. Mergem să ducem acolo că e mai aproape. Bun, haideți că suntem la presă. Hai să descărcăm măslinele. Ia să vedem exact. Ok, mai avem ceva de descărcat. Așa, ăla-i. Hai să-i dăm să producă și ulei de măsline.
Gata. Hai să vindem și pâinea, ducem la wholesale market, mai umplăm jumătate de hartă, vindem aici, nu este mare diferență. E vorba de vreo 800 de euro, ceva de gen. Dar n-are rost să mai pierdem atâta timp și să batem atâta drum. Cred că aici, parcă aici este. Da, aici este. Bun. Păi, cam asta este pentru acest episod. Mai mergem să le mai punem niște mâncare la... Bun, așa, uite, un 28.000, 29.000. Mergem să le mai facem niște mâncare la băcuțe, să le mai dăm să mai mănânce. Mai aveam ceva în remorcă, o descărcăm pe aceea. Și pe urmă putem să începem un nou an, anul numărul 11, la noi la fermă, la ferma Calmlands. Vedem ce modificări mai facem, mai să am ceva în cap. Mă gândesc eu la câteva modificări pe care aș putea să le fac. Mă interesează în principal să văd exact ce terenuri trebuie să arăm. Cel cu sfeclă trebuie neapărat arat. Dar mai arăm și luna următoare, nu asta o problemă. Bun, hai să parcăm aici camionul. Acolo, și aici. Hai să mai umblăm un pic. Ok, hai să mai descărcăm niște mâncare la văcuțe. Ok, hai să descărcăm restul de mâncare la văcuțe. Cam aia e. Cam atât pentru acest episod. Iarba nu avem așa de multă. Ups. Pardon, am dat de la înjulit. Da. Cam atât pentru acest episod, nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict, la anul cu numărul 11 pe harta Calmlands. Vedem exact ce mai facem, am zis o să mai trebuiască să facem niște modificări la noi în fermă. Da, cam atât pentru astăzi, încă o dată, nu uitați, like, subscribe și share, eu vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în episodul următor. O zi frumoasă aveți, pa, pa! It's getting harder, you turn my heart.